Și vă spunem povestea celui de-al doilea termen în dosarul lui Gheorghe Dincă la Tribunalul Olt, o ședință care a fost amânată spre dezamăgirea, bineînțeles, a mamelor Luizei Melencu și Alexandrei Măceșanu. Gheorghe Dincă nu a fost audiat, iar avocatul său a fost amendat cu 1000 de lei pentru tergiversarea cauzei. Toate detaliile vin de la corespondentul Gândul la Craiova, Georgiana Stănescu. Georgiana, te ascultăm. Bun găsit și de această dată, exact cum ai spus și tu, Emma, procesul a fost amânat pentru data de 16 decembrie pe motiv că Dincă nu beneficiază de apărare pentru că avocatul din oficiu nu a apucat să studieze dosarul și nu a apucat să discute cu Dincă. Mai mult, Gheorghe Dincă a solicitat printr-un memoriu să-i fie înlocuit avocatul. Instanța a decis însă ca avocatul din oficiul să nu fie schimbat, însă avocatul acum are obligația să studieze dosarul, în plus a fost amendat cu 1000 de lei, tocmai pentru că nu a apucat să studieze această cauză. Cele două familii sunt evident foarte supărate pentru că judecarea acestei cauze este amânată de la o lună la alta. Mai mult, familia Luizei a depus o cerere de strămutare a dosarului. Aceasta s-a judecat ieri la Curtea de Apel Craiova, dar a fost respinsă. Vă reamintesc faptul că în acest dosar Gheorghe Dincă a fost trimis în judecată pentru omor calificat, viol și profanare de cadavre. Este acuzat că le-a răpit, violat și ucis pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. Și într-o Românie, îți mulțumesc, Georgiana, pentru detalii, într-o Românie care așteaptă în continuare vinovați. Știți că noi așteptăm de la Revoluție încoace vinovați? E sportul nostru național preferat. Să aflăm cine anume răspunde. Așteptăm să răspundă pentru colectiv. Așteptăm să răspundă pentru cazul Caracal. Așteptăm totuși o explicație pentru, nu că am putea să înțelegem de ce se tergiversează, orice avocat care vrea să facă în așa fel încât clientul său să câștige un pic de timp, bineînțeles că lucrează la tot ceea ce se poate face astfel încât să primească amânare. Da, domnul Bogdan Pavel, dacă stau și mă gândesc, mi-ar plăcea să văd măcar din partea instanței o variantă ceva mai, poate că amenda asta o să facă ca lucrurile nu, să sunt niște mai tipuri. Repede. Toate sunt tertipuri în momentul ăsta. Ar trebui ca și legislația să poată să fie. Nu sunt avocățești neapărat, ci este strategia de apărare lui Gheorghe Dincă. Dar nu face el Gheorghe Dincă, că săracul nu leagă două lemne împreună. Adică și după faptele cu pe care le-a făcut și după modul în care s-a jucat cu autoritățile, nu, cred capabil pe Gheorghe Dincă să facă inclusiv astfel de scenarii. A bine, așa să propună să tragem de timp, cred că ar putea să obține... Monstrul prezentat de toată lumea, monstrul s-a dus și a plâns în fața părinților și a spus că nu el le-a omorât. Să ne uităm ce s-a întâmplat la primul termen. Nu, cred, eu cred că totul este doar o strategie de-a lui Dincă, în așa fel încât acest proces să se întindă pe o perioadă cât mai mare, pentru că el... Ce obține? El va ajunge, el speră să ajungă prescrierea faptelor. Bine, aici avem și noi o problemă, că dacă la omor există ideea de prescriere, înseamnă că noi suntem și... Aduți aminte ce s-a întâmplat cu trimiterea dosarului în judecată. Știu, a trebuit da. Să fie pe fugă trimis înainte, pentru că tot timpul s-a încercat doar să se tragă de timp, nimic altceva. Bun. Asta este Dincă și așa joacă periculos.